Togu. Sunt în emisiunea Metope pentru această ultimă întâlnire din acest an. Îl am din nou ca invitat pe bunul prieten Armand Goșu, marele nostru specialist în Rusia și Ucraina, care tocmai a mai scos o carte. Armand, ești inepuizabil. Realitatea e inepuizabilă, eu doar o comentez. Mulțumesc pentru invitație. Ultima carte a lui Armand Goșu a fost publicată la Polirom și se intitulează Putin împotriva Occidentului. Evident, vom vorbi despre Putin și despre războiul lui împotriva Occidentului, dar acest Occident colectiv care este denunțat de ideologia și propaganda putinistă. Iar subtitlul cărții este Războiul din Ucraina și noua dezordine mondială. Va trebui evident, Armand, să vorbim despre războiul din Ucraina și de asemenea despre dezordinea mondială, pentru că ne așteaptă foarte multe alegeri în 2024 în România, în Moldova, în Uniunea Europeană pentru Parlamentul European, evident în Statele Unite în noiembrie, în India. Deci o mulțime de alegeri într-un context extrem de fluid, chiar volatil. Dar să începem cu personajul principal din această dramă îngrozitoare, și anume Putin, care în urmă cu câteva zile și-a anunțat candidatura la alegerile democratice din 2024. A nu știu câta candidatură a lui Putin, pentru care a schimbat Constituția în mai multe rânduri. A cincea și dacă o să supraviețească, să fie și a șasea peste șase. Așa, să sperăm că nu o să-i dea Dumnezeu atâtea zile. Și a început printr-un discurs terifiant. Bun, nu că ar fi diferit de altele, este terifiant prin faptul că reia mereu aceleași teme: lupta împotriva naziștilor, Occidentul care îi devină, războiul de acum este împotriva Occidentului decadent, Rusia încarnează valorile eterne ale, nu știu ce, ale civilizației. Aș vrea, Armand, să începem prima comenta acest discurs. De fapt, sunt mai multe discursuri aici. Pentru prima dată după 2 ani a avut loc obișnuita lui conferință de presă din luna decembrie. De asta dată și întâlnirea cu cetățenii și conferința de presă pentru presa internă și externă au fost unite într-o mare, o hiper, o super conferință de presă transmisă în direct de televiziunile Kremlinului, dar și de televiziune de opoziție și comentată apoi vreme de câteva zile. E vorba de o conferință de presă care a avut 4 ore și vreo 4 minute, 10 minute ceva de genul ăsta. Recordul ei în materie de conferință de presă e undeva la 4 ore și 40 de minute sau 41 de minute în 2018. Multe din declarațiile care au stârnit comentarii în presa internațională au fost făcute atunci. Acum 3 zile a avut loc în Moscova, nu o conferință de presă, ci Congresul Partidului Rusia Unită, în care președintele partidului, teribilul, dacă îți mai amintești cum era prezentat în 2008-2009, drept un liberal, Dmitri Medvedev, care e președintele partidului Rusia Unită, l-a invitat pe Putin, a anunțat că va candida la un nou mandat de președinte și l-a invitat, unde a avut acel discurs iar șocant. Și a mai avut loc un interviu unde el a produs niște declarații referitoare la NATO, încercând într-un fel să stingă incendiu pe care el însuși îl produsese cu o săptămână mai devreme la acea lungă conferință de presă, spunând că nu va ataca totuși state NATO, și a continuat, dar Finlanda o să o pățească din cauza faptului că adera la NATO, deci contrazicându-se în interval de 1-2 minute. Toți am fost uimiți și derutați, în primul rând, de faptul că el a revenit la retorica inițială din 24, 25, 26
februarie 2020, când a început agresiunea pe scară largă împotriva Ucrainei, spunând că obiectivul lui este să denazifice Ucraina, denazificare, să distrugă armata Ucrainei. Deci, practic, ne-am întors la aceeași logică de acum aproape 2 ani promovată de Putin, deși multe luni Putin păruse că renunță la acele obiective fixate, dacă îți mai amintești, în discursul lui televizat de la ora 5 în dimineața zilei de 24 februarie anul trecut. Păi și cum interpretezi această revenire la tematica inițială? E foarte sigur pe el. Dintr-o dată, eșecul campaniei din vara acestui an, campaniei militare ucrainiene, rezultatele modeste obținute pe teren, faptul că ucrainienii chiar ei înșiși par să-și fi pierdut din, nu doar răbdare, ci din speranța de a eliberate propriul teritoriu național, ce se întâmplă la Washington, unde de luni de zile nu se votează, nu aminteșteți, din septembrie tot așteptăm acest pachet de 60 de miliarde de dolari să fie votat, nici acum n-a fost votat, a treia vizită în acest an a lui Zelensky la Washington s-a desfășurat, s-a încheiat acum câteva zile. Acum, iar tot așa câteva zile la Bruxelles, s-a amânat cu o lună votarea pachetului de 50 de miliarde de euro, 55 de miliarde de dolari. Ori Ucraina în momentul ăsta, armata ucraineană nu are nici muniția, mai are ceva arme, dar nu mai are muniție ca să tragă, să se apere. Rachetele Patriot care doborau rachete de croazieră și rachete balistice rusești, la rândul lor nu prea mai au muniție. Rusia în ultimele 10 zile a reușit să avanseze pe linia frontului la Avdiivka, dinspre sud, la Bahmut, tot așa, dinspre sud. Vorbim de zeci de kilometri pătrați în care trupele rusești, cu pierderi foarte mari, dar totuși adevărul este că au avansat. Asta fără să însemne că au câștigat niște puncte de unde pot desfășura niște operațiuni de anvergură ceva mai încolo, pentru că Kupiansk, de pildă, care le-ar deschide drum larg în nord spre Kharkiv și Lugansk, și care e not de cale ferată foarte important, totuși departe rușii de a se apropia măcar de el, nici vorbă să-l cucerească. Deci poate tocmai aceste victorii de etapă, nu, care sunt evidente, te uiți pe linia frontului și vezi că rușii au mai avansat, l-au convins pe Putin că norocul-i surâde și i-au redat încrederea în el. Și redându-i încrederea în el, a revenit la ce știa el mai bine. Vrem să denazificăm, să vechea... Stai puțin, are cumva, Doamne ferește, dreptate? Adică ucrainenii sunt în curs de a pierde războiul, fiind lăsați baltă de Occident sau nemai având suficienți oameni? Adică în momentul de față auzim această idee, da? Că de fapt, da, practic, rușii au câștigat războiul. Bun, ce înseamnă a câștiga războiul este o altă discuție. Nu, Putin ne-a spus acum ce înseamnă să câștige războiul. Putin înseamnă să-și îndeplinească obiectivele inițiale, adică să ocupe Ucraina, să-și impună acolo un guvern favorabil, nu? Să anexeze teritoriile de... Bun, noi putem corobora diverse informații, nu? Carl Bildt spunea acum două săptămâni într-o postare că a fost undeva în Orientul Mijlociu, acolo s-a întâlnit cu niște foși sau actuali generali ruși de servicii secrete. Ei fac jocurile politice.
și obiectivul Rusiei pare în continuare același. Adică, ok, nu reușim să ocupăm întreaga Ucraina, dar trebuie să ocupăm sudul Ucrainei, trebuie să ocupăm Odessa, e Musai, trebuie să ocupăm Mykolaiv, e Musai, Hersonul, da? Și să ajungem cu granița la brațul Chilia, adică granița României, da? În ce privește restul Ucrainei, pentru restul Ucrainei, atunci ai văzut ca un fel de, nu, un stat tampon în care sigur să fie și influență rusească și influență occidentală. Dar rezultatul va fi o Ucraină ruptă în două, practic. Bun. Da, în proporții relativ egale. Asta din punctul lor de vedere al înseamnă. E foarte bine că ai precizat aceste lucruri, da? Care este de fapt obiectivul Rusiei, da? Ca să înțelegem bine despre ce e vorba, da? Înseamnă învecinarea noastră cu Rusia, pe scurt. Însă, în ce măsură este războiul într-o pasă proastă, să spunem, cel puțin? Pentru Ucraina, da, e o pasă proastă. Pentru Rusia e o neașteptată gură de oxigen într-un context politic complicat, atât la Kiev cât și în Occident. În Occident mă refer în primul rând la principalul aliat, principalul susținător până nu de mult al Ucrainei, nu, care a fost Statele Unite ale Americii. Pentru că în acest moment, chiar dacă potențial americanii rămân în continuare cel mai important susținător, n-au mai livrat nimic, nici nu par să caute nici unii, nici alții, nici democrații, nici republicanii soluții cu adevărat. Și se folosesc și unii și alții de Ucraina ca de un fel de bâtă cu care să pognesc peste față și unii și alții. Adică să nu vă închipuiți că aici există un personaj negativ și un personaj pozitiv. La rândul lor, democrații încearcă și reușesc destul de bine să folosească tema Ucrainei pentru a-și promova propria agendă politică. Adică, într-un fel, Biden, care e mai centrist, președintele Biden mă refer, este și el presat atât de stânga din partidul lui, Partidul Democrat, cei care nu acceptă o întărire a graniței, nu acceptă măsuri împotriva emigranților, și de partea cealaltă republicanii vor, în contextul creșterii în sondaje a lui Trump, vor tot să-i facă pe plac lui Trump, care pentru ei e viitorul președinte și care sigur are o altă viziune asupra războiului din Ucraina și asupra relației cu Rusia. Deci, bun, fără îndoială e o pasă proastă, dar asta înseamnă că e pierdut războiul pentru Ucraina? Nu. N-am spus așa ceva. Din păcate, multă lume care comentează din avion ce se întâmplă în Estul Europei a îngropat Ucraina. Bine, sunt mulți care i-ar fi dat o cazma peste ceafă Ucraina încă din 24 dimineața și ar fi preferat ca 3 zile Kievul să fie ocupat și România să aibă graniță, nu știu ce e mintea lor, să aibă graniță cu... Nu, Ucraina nu, Ucraina e o națiune mare, Ucraina e un popor de 40 de milioane de locuitori care va rezista și va face sacrificii și va rezista mai mult decât și-ar dori unii de pe la noi, asta este foarte clar. Problema este alta, problema este cum să crești capacitatea Ucrainei ca Ucraina să câștige acest război. Nu să reziste, pentru că până la urmă, într-un război de tipul ăsta, resursele vor conta. Cine își va epuiza primul resursele? Or, Rusia pleacă de la un mare avantaj. Rusia are o populație de 140 de milioane de locuitori, Ucraina are 40 de milioane de locuitori. Rusia are niște resurse uriașe, pe când Ucraina, nu, militare, pe când Ucraina le are mult mai mici. Rusia și-a pus economia pe picior de război și fabrică muniții, fabrică, nu, drone, vedem acum, a reluat fabricarea și au început să se miște destul de bine pentru rachete balistice, rachete de croazieră cu care toată iarna asta vor bombarda
Kievul și alte orașe din Ucraina, pe când Ucraina nu mai are capacități industriale să producă, se baza pe ajutorul Occidentului, care Occident, deși promite de mai anul trecut, dacă ții minte, nu reușește să-și mobilizeze uriașa resursă economică, o bază industrială pe care o are, pentru a face față măcar jumătate din cât poate să livreze o țărișoară de nivelul Coreei de Nord, de pildă, care cu ușurință a dat 1 miliard de obuze de 155, făcând Europa Occidentală cu american, cu tot adunat, abia dacă a reușit undeva spre 400 de milioane. Deci, într-un fel, Europa nu ia în serios acest război. Oricâtă vreme Occidentul nu ia în serios acest război, nu, Ucraina este amenințată. Este amenințată pentru că ea nu are alt suport. N-a mers nici spre Coreea de Nord, n-a mers nici spre China, n-a mers nici într-o alianță cu India, ci se bazează pe Occident. Asta a fost marea problemă. Ucraina a vrut în Occident, nu pe Maidan au murit tineri pentru că au vrut ca țara lor să meargă către Occident, nu către Rusia. Și acum Occidentul întoarce spatele acestei țări, știe, e complicat, noi trebuie să facem planuri așa, cincinale, mai rău ca Stalin, pentru a da drumul producției de obuze de 155. Da. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva minute. Radio Guerilla. Ai auzit vestea? Jucăriile de la Lidl sunt puse pe fapte magice și își doresc să ajute cât mai mulți copii să meargă la școală. Cumpără jucării de la Lidl în perioada 9 noiembrie-31 decembrie și pentru fiecare produs noi donăm 1 leu către World Vision România. Prin programul Pâine și Mâine împreună le oferim copiilor aflați în risc de abandon școlar o masă caldă și ajutor la teme și în 2024. Lidl. Fapte pentru un viitor mai bun. Darling, give me the 2 bani din punguță să fac booking la Maldive. Ce nu facem pentru dragoste? Dacă ea, iubirea vieții, vrea în Maldive, în Maldive o vom duce. Sau mai bine, la Five to Go. Pentru că noua colecție de pahare Retrogrand cu eroi de poveste ai Danielei Mihăilescu sunt acum de găsit în toate locațiile din țară. Casa Paleologu te invită să explorezi esența respectului. Bani, ținute scumpe, să uităm de ele, pentru că adevăratul respect se câștigă prin caracter, inteligență și comportament. Inspirând tinerele minți, echipa Casei Paleologu pornește în turneu prin liceele din București și împrejurimi pentru a deschide conversații sincere cu adolescenți despre respect și cum se dobândește acesta. La rândul lor, liceenii sunt provocați să își exprime viziunile prin videouri și eseuri într-un concurs gândit special pentru ei. O inițiativă despre respect și un dialog despre valori autentice, desfășurate de Casa Paleologu, plăcute de Radio Guerilla. Detalii pe paleologu.com. Sorin Zlat, cel mai premiat artist de jazz din România, te invită marți 19 decembrie de la 8 seara la concertul extraordinar de Crăciun Have a Groovy Christmas, ce va avea loc la Teatrul Godo. Bandul Groove Garden by Sorin Zlat, împreună cu soliștii Robert Patai și Mihaela Alexa, vor aduce magia sărbătorilor de iarnă pe ritmuri de jazz, pop, soul, funk și gospel. Bilete se găsesc pe www.teatrulgodo.ro. Cântat de Radio Guerilla. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Armand Goșu, care a mai publicat o carte despre Rusia și Ucraina, așa nume Putin împotriva Occidentului, la editura Polirom. Armand, înainte de pauză vorbeam despre scăderea sprijinului occidental pentru Ucraina și perspectivele nu sunt foarte roze pentru 2024, pentru că vom avea alegeri pentru Parlamentul European în primăvară, apoi urmează alegerile din Statele Unite. Agitația electorală nu e foarte propice pentru un sprijin serios acordat Ucrainei. Cum vezi lucrurile în această privință?
În niciun caz nu le văd de o manieră așa catastrofică. De ce? Pentru că până la urmă ăsta e tonul propagandei ruse. Eu care urmăresc mulți televiziuni rusești, asta spune și analiza promovată intens pe televiziuni rusești. Dar puțin, vin alegeri, se prăbușește Ucraina, nu se reziste. Bun, sunt mai multe tipuri de discurs acolo. E un tip de discurs ceva mai dur, mai către electoratul hard, așa numiți turbopatrioți din Rusia, unde sigur tot ce e prost e așa. Și e și o zonă pentru publicul rațional, pentru străinătate. Și spune, hai să vă explicăm că uite, Ucraina n-are cum să reziste. Ideea de bază fiind aceea. Aici stau și eu să... La un moment dat eu am crezut că ideea era aceea de a convinge Ucraina să negocieze, să accepte că a fost în vreodă, să meargă la negocieze. Dar totuși e clar că nu despre asta este vorba, iar ultimele ieșiri publice ale lui Putin, sigur, care pot fi citite și într-o cheie internă de campanie electorală, cu ghilimele de rigoare și campanie și electorală, dar el are nevoie de această relegitimare asta. Sigur, ar putea să facă obiectul unei alte emisiuni, de ce are nevoie totuși de alegeri Putin. Așa. Și eu cred că nu mai e vorba de a forța Ucraina să negocieze cu Rusia, ci a forța Ucraina să capituleze în fața Rusiei. Asta este un scenariu, chiar în condițiile în care Ucraina n-ar primi niciun pic de ajutor din partea Occidentului. E un scenariu în care, nu știu, mi-e greu să cred că s-ar putea realiza într-un context, nu știu, pe următoarele 10-12 luni, oricât de greu i-ar merge militar Ucrainei. Unu, nu-i merge atât de greu militar. Dacă urmăriți sau urmăriți ascultătorii ce se întâmplă concret pe front, o să vedeți că dezastrul nu e atât de mare cum îl prezintă propaganda rusă, dar și presa americană, care prea pănemestecate propaganda rusească sau presa occidentală, să zicem în general. Deci urmează luni de îngheț, iar eu filmul ăsta am senzația că l-am mai văzut. Amintește-ți anul trecut la Vugledar, după anul nou, când a început marea campanie rusească cu sute de tancuri și după aceea vedeam imaginile acelea din dronă cu tancuri prăjite, cu pierderi uriașe, și după două săptămâni de pierderi uriașe, până la urmă s-a încheiat marea ofensivă rusească de la Vugledar din zona Zaporojie spre Donetsk. Deci acum îi văd pe ruși să aibă resurse pentru așa ceva. Rușii nu au făcut o mobilizare, nu? Ca să aibă resursa umană, ca să ocupe toată Ucraina. Ar trebui să ai mult mai mulți soldați. Nu au. Nu au făcut mobilizare. O să o facă? Poate, dar sigur după alegeri. De ce? Mobilizarea e foarte importantă pentru că creează o emoție publică în Rusia foarte mare. Atunci, ce va face Putin? Putin va continua propaganda să dea impresia că e aproape să câștige războiul, că dacă nu mâine, sigur săptămâna viitoare, în două săptămâni, trei săptămâni, Ucraina va fi pusă pe butuci, nu neapărat în Kiev, dar ne apropiem de Kiev, dar poate și Odessa reluăm. Uitați-vă pe comunicatele și unii și alții, că și rușii, sau eu îi citesc pe canalele Telegram pe așa numiți corespondenți de război ruși, care sunt un fel de mașini de propagandă utilizate de armata rusă. Nu? Dar care câteodată mai scapă și informații vechi pentru că sunt pe linia frontului. Dintre dronele cu care atacă noapte de noapte Ucraina, puține se apropie și își ating țintele. Și mai puține rachete reușesc să lovească. De fapt, dacă vă uitați acum două nopți la Odessa, peste acel cămin de nefamiliști, au lovit resturile unei drone, nu o dronă pur și simplu. Deci s-a ajuns la un fel de
și din punct de vedere tehnic, din punct de vedere uman, cred că e vorba de o egalizare a unora și a altora. Cu nota de subsol, care mi se pare foarte importantă, pierderile umane rusești sunt mult mai mari decât ce mi se pare grav e totuși faptul că ceea ce părea inițial un avantaj tehnologic de partea Ucrainei, care putea să acceseze tehnologie militară occidentală, nu mi se mai pare atât de evident. Cred că rușii au reușit să diminueze acea diferență între tehnică de luptă modernă occidental și ce utilizează ei, fie să bruieze drone mai bine, fie să... Oricum, eu nu mai văd ce se întâmpla în primele luni de război. Javelinul care prăjea tancurile rusești. Nu mai văd dronele Bayraktar care distrugeau. Nu mai. Reușesc să le bruieze, reușesc să intercepteze radio. Deci, tehnologia occidentală nu cred că mai e de tot. Oricum, e interesant pentru că războaiele viitorului așa o să arate. Nu cum a fost Afganistanul acum 20 de ani, nici Iranul acum 20 de ani, ci mai degrabă cum ce se întâmplă acum în Ucraina sau oarecum și ce se întâmplă în Gaza. Iar ce se întâmplă acum în Ucraina este SF, pentru că deja și unii și alții își urcă în aer dronele și asistăm la lupte între drone. Cineva acum 10 ani mi-ar fi spus că o să văd așa ceva și fi spus, e film, sigur, e SF, urmăriți serial pe Netflix. Nu, nu e așa. Uite că în 2023 asistăm la bătălii între grupări de drone de o parte și de alta. Armand, ai spus că pierderile rusești sunt mult mai mari. Da. Problema da, e că rușii au de unde, pe când ucrainii nu au de unde. Aparent. Să putea să fie înșelătoare. Sigur, e un popor cu milioane și milioane, da? Numai că, spre deosebire de Ucraina, unde e declarată stare de război, unde participă toată populația la război, în Rusia, nu? Se încearcă crearea iluziei că lucrurile merg normal în continuare, că nu s-a schimbat nimic. Moscova își trăiește cu grație sărbătorile. De ce? Pentru că prea puțini sunt mobilizați din Moscova. Prea puțini sunt mobilizați din Sankt Petersburg, din marile orașe. Și atunci, această iluzie că e o operațiune specială, o rezolvă Putin într-un fel, este întreținută pe seama bureaților, pe seama populațiilor din Altai, din Asia Centrală, din Siberia, din Orientul îndepărtat. Ori acolo numărul acelor oameni nu e nesfârșit. Atenție! Și mai e ceva. A început de câteva luni, dar mai ales ultimele săptămâni, se accentuează niște mișcări spontane, niște coagulări ad hoc de soții, mame ale soldaților de pe front. Sunt deja de un an acolo. N-au fost schimbați din cauza faptului că nu se face Putin, nu revine cu o nouă mobilizare, nu au cine să îi înlocuiască. Regula 3 luni în tranșee, îi întorci acasă să se refacă, îi retrimiți în tranșee, în armata rusă nu s-a respectat nicio secundă. Și atunci ce se întâmplă? Oamenii protestează, soțiile protestează, mamele protestează, cer ca și soții, fii, taților să aibă aceleași drepturi cum au așa numiții contractnici. Adică un pușcăriaș din Rusia care merge pe front are drepturi mai mari decât un cetățean rus onorabil mobilizat, să spunem un profesor, un învățător, un inginer dintr-un oraș de provincie. De ce? Pentru că cel care pușcăriașul care are crimă la activ, care are condamnare de 30 de ani, se duce, stă un an, după care se întoarce. Se întoarce și e liber. Ori acești bărbați mobilizați
sunt în tranșee de peste un an. Ori ei nu beneficiază nici de concedii, nu beneficiază nici măcar la un an de prezență pe front. De pierderile în armata rusă sunt uriașe. Nu există, și asta nu trebuie să ne spună ucrainienii, asta vedem cu ochiul liber. Nu sunt filmate din drone și vedem, cum să spun, ce lipsă de respect pentru viața umană au comandanții ruși. Sunt date pe care le publică rețeaua corespondenților locale ai BBC-ului, care merg în cimitire, BBC-ul secția rusă, merg în cimitirile de pe teritoriul Rusiei și înregistrează mormintele. Și pe mormânt e scrisă data, e fotografia celui mort în uniformă militar și scrie că a murit pe câmpul de luptă în operațiunea specială din Ucraina. Deci numărul victimelor este foarte, foarte mare, uriaș. La un moment dat, nu, societatea rusească nu va riposta la acest fenomen, iar mamele soldaților, soțiile soldaților, în acest moment sunt acel ferment unde s-ar putea naște acea mișcare de protest sau cel puțin împotriva războiului pacifist, care ar putea să-i creeze probleme mari lui Putin în campanie electorală. Da, de acord, dar până acum cei care au zis ceva au fost băgați la pârnaie rapid, fără prea multe discuții. E mai greu să bași femeile soldați, soțiile soldaților la pârnaie. Au încercat în diverse localități să le interzică mitingurile. Au venit acum recent la zidul Kremlinului să depună coroană de flori la monumentul soldat de flacăra. A fost puțin scandal, au apărut, s-au filmat, n-a fost bine. Într-un singur loc n-au îndrăznit totul să le... Ele se feresc să facă, femeile să facă declarații politice. În același timp încep să fie declarații cu tentă antirăzboi. Ori, potrivit legislației rusești, adoptată imediat după începerea războiului, ești sancționat de lege dacă vii cu o declarație împotriva campaniei militare. Ori ele sunt foarte atente, totul este la limită. Acum încearcă să se înscrie în cursa electorală o ziaristă de undeva din provincie care are un mesaj oarecum antirăzboi, a fost chemată la procuratură, care e atitudinea ei față de război. Deci Putin într-un fel are spaima că undeva în spate s-ar putea crea, coagula rețele împotriva războiului, pentru că e riscant. El atunci ar folosi violența împotriva pentru a câștiga alegerile, ar scoate mai mulți candidați din cursă. Oricum, trierea candidaților e foarte strictă și atunci ideea de alegeri corecte cât de cât o să dispare cu totul. Iar ori tocmai pentru a-și consolida regimul, a-și revalida, relegitima, el are nevoie ca măcar o parte din populația Rusiei să creadă în corectitudinea, fie și relativă, a acestor alegeri. Da. Ori în momentul în care 90% sunt, domnule, astea sunt niște falsuri, o prostie, nu credem în ele, atunci Putin are o dreptate. S-ar putea să aibă dreptate. Acum opoziția nu poate să-și înscrie un candidat în cursă electorală, asta e clar. Dar opoziția din Rusia sau din afara Rusiei poate să ridice vălul, să spună, astea sunt alegeri trucate. Da, Armand, rușii au o lungă tradiție în a accepta alegeri trucate. Nu e nimic extraordinar dacă ne uităm la istoria Rusiei, mă rog, a Uniunii Sovietice. Deci nu văd în asta un... Eu aș nuanța. Sau un atât de mare impediment. Adică eu aș nuanța. În Statele Unite, dar în Rusia ce contează că sunt falsificate alegerile? Și oricum au mai fost alegeri falsificate în trecutul relativ recent. Asta spunem noi că sunt falsificate. Nu spun rușii. Trebuie dacă ar spune, ei să-i facem.
Păi nu, n-ar fi bine, dar trebuie păi ei ajutați, ei într-un fel convinși că toate aceste alegeri sunt falsificate și atunci, îți amintesc, toamna lui 2011, acum câți 12 ani, nu? Când alegerile sub Medvedev, sfârșitul administrației Medvedev, vorba vine administrației Medvedev, nu cu alegeri controversate sau alegeri cu un rezultat controversat, falsificate parlamentare, au făcut să iasă în stradă 2 milioane de oameni la Moscova. Și au schimbat într-un fel natura regimului politic, pentru că din electoral autoritar, regimul Putin, acele alegeri și alegerile următoare și contestarea lui cu piața Balotnaya, cu mitingurile uriașe, cu represiunea care a început atunci, practic au delegitimat regimul Putin. Nimeni nu l-a mai luat în serios ca pe un lider legitim al Rusiei. Asta nu înseamnă că un tip care se joacă cu butoanele de la arme nucleare nu e luat în serios în marile cancelarii ale lumii, dar tu nu poți să-l iei în serios ca un lider legitim al unei țări care nu până atunci pretindea că urmează un parcurs de tip occidental, adică democrație sigur nu e chiar occidentală, dar aduce spre. După momentul ăla, cruce, nici vorba. Democrație dirijată, da, după formula așa, exact. Faimoasă. Suverană, dirijată. Tot vorbim despre alegeri. Propaganda rusă, propaganda pro-rusă ne spune, uite, în Rusia facem alegeri, pe când în Ucraina nu vor fi alegeri și atunci avem această opoziție care va fi evident fructificată și este deja evocată, nu-i așa, în favoarea regimului Putin. Alegeri în Rusia și nu sunt alegeri în Ucraina. Haideți să discutăm și aspectul ăsta. Cum ar putea Ucraina organiza alegeri în 2024? Păi dacă modifică legislația. Legea nu-i permite. E stare de război. În vremea de război nu poți să faci alegeri. Dacă modifici legislația și trece de Curtea Constituțională, atunci poți să organizezi alegeri prezidențiale și în Ucraina. Fără o modificare de legislație care să fie aprobată de Curtea Constituțională, mai apoi n-ai cum. Îți interzice legea. Pe de altă parte, nu, Zelenski a spus, da, ok, organizăm alegeri, dar trebuie să modificăm și trebuie să dorească și populația. Ori în condițiile în care peste 80% sunt împotriva alegerilor prezidențiale, da, cota politică a lui Zelenski a căzut. Da, cota lui Zaluzhny, șefului armatei, Marius Major, a crescut. Da, probabil că peste un an, doi ani, va fi mult mai greu pentru Zelenski să învingă în alegeri. Dar noi nu putem să comparăm o democrație vivantă, sănătoasă, autentică, cum e Ucraina, nu? Cu un regim cu de fapt dictatorial, cum e cel din Rusia. Acum, că deputați, inclusiv deputați, congresmeni americani au spus, știi, dacă s-ar organiza alegeri, ar fi bine că într-un fel te-ai relegitima. La câtă prostii să spun în momentul ăsta, nu doar pe televiziuni, ci și în parlamentele multor țări occidentale. Deci Constituția interzice lui Zelenski să facă. Dacă va modifica legislația, atunci va putea să organizeze alegeri prezidențiale în Ucraina. Până atunci însă, el are întreaga legitimitate a unui președinte ales cu peste 70% într-un scrutin care a fost monitorizat de toate instituțiile, de toate guvernele și asupra căruia nu există nici cel mai mic dubiu că nu s-ar fi desfășurat corect. Da, Armand, dincolo de chestiunea asta de legislație,
ar putea Ucraina organiza alegeri, chiar dacă ar adopta o legislație diferită. Totuși sunt milioane de oameni deplasați, dar milioane, vorbim de milioane de oameni care nu mai locuiesc acolo unde locuiau. Sunt milioane de oameni deplasați din teritoriile ocupate de ruși, milioane de oameni care au părăsit Ucraina. Cum ar putea organiza? Eu nu văd, eu nu văd cum. Nu, sincer, nu, chiar nu văd cum. Vorbim de 15 milioane relocat. O bună parte sunt în afara granițelor Ucrainei, sunt în Polonia, în Germania. Ok. E o problemă. Multora le-a expirat documentele. Ei sunt oameni care au trecut granițele atunci fără să aibă toate documentele. Ei nu-și mai pot face documente noi pentru că vin din niște zone care fie sunt ocupate, fie au fost ocupate, fie sunt zone de război, fie la un moment dat au fost ocupate, după care au fost eliberate, au case distruse, n-au cum să obțină, sau arhivele unor localități au fost arse. Deci e destul de complicat în acest moment să desfășori, să iniție și să desfășori un scrutin electoral care să nu-ți fie mai apoi contestat. Pentru că tu dai drumul acum la alegeri. N-o să ia, să spunem, opoziția, liderul opoziției care pierde, da? Sau câștigă alegeri, sau cel care pierde într-un coi, poate spune, alegerile nu sunt corecte. Am fost furat. Păi uite, asta, nu-s documente, prea puțină populație a participat la scrutin. Deci intrăm într-un ciclu al contestării care ar putea să, mai ales o țară cu o viață politică și socială atât de vivantă cum e cea a Ucrainei, poate fi în felul ăsta, prin niște alegeri din astea, poate nu, și cu o criză care se escaladeze, poți să o distrus, o pui pur și simplu pe butuci. Ori nu cred că cineva normal, bun, Rusia sigur, Putin își dorește așa ceva, dar noi ar trebui să avem suficient discernământ și să nu împingem lucrurile în această direcție. Bun, acum, dacă tot suntem la capitolul alegeri, să evocăm și alte rânduri de alegeri. Moldova, România, Parlamentul European, Statele Unite. În legătură, evident, cu războiul Rusiei în Ucraina. De pildă, cum va încerca Rusia să influențeze alegerile din Moldova? Evident că va încerca. Apoi, avem forțe pe față rusofile în politica românească. Da, Șoșoacă e pe față agentul Moscovei, iar Aur este în mod mai ascuns sau, mă rog, mai puțin evident. Dar sunt agenți de influență, n-ai ce să le faci. Tu nu ai legislație împotriva agenților de influență. Ei nu sunt spioni. Tipul ăsta de agent de influență există ca personaj și în politica germană, și în politica belgiană, și în politica americană. Tu nu ai o legislație împotriva lor. Tu ai o legislație nu care pedepsește spionajul. Ei sunt pe față. Ei își asumă pozițiile lor. Și asta înseamnă până la urmă democrație. Ține de educația electoratului, de discernământul lui, ca el să sancționeze acest tip de comportament. Dar mi-e teamă că Șoșoacă și nu fac decât să sancționeze stagnarea noastră în materie de democratizare, blocajul nostru politic vreme de 9 ani în proiect, criza noastră, nu? Tensiunile care se acumulează în sistem și care ne vor exploda în față în 2024. N-am nicio îndoială aici. Da, dar n-aș da vina doar pe Rusia și pe Șoșoacă. Da, e vorba că e o criză politică internă românească, autentică, nu? Și ai avut un regim politic pentru care liniștea era foarte importantă și au reușit să o mențină, nu? Cu riscul acumulării unor crize. Da?
și acum o să plătim nota care va fi piperată. Să nu-ți închipui o secundă că Rusia nu va folosi contextul electoral din diversele contexte electorale din 2024 pentru a nu adânci falile din societate, pentru a nu specula toate aceste crize. Dar asta nu înseamnă că Rusia o va sprijini pe Șoșoacă sau pe cine ai mai spus tu acolo. Nu, Rusia va avea grijă să creeze falii în societatea românească. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute ale emisiunii. Radio Guerilla. De sărbători, la Orange darurile continuă să dăruiască. Treci de pe cartela Pripei la abonamentul Fan 11 cu net 5G Plus nelimitat și ai 50% reducere în primele 6 luni. În plus, ai super prețuri la telefoane. Oppo A78 cu 3 euro pe lună și Motorola G54 Power Edition cu 3 euro pe lună prin buyback 5G. Detalii în magazine și pe orange.ro până pe 29 ianuarie. Orange. Pune o faptă bună pe lista de cumpărături și donează sărbători fericite împreună cu Lidl și Banca pentru Alimente. Până pe 27 decembrie, vino în orice magazin Lidl, cumpără alimente și pentru cei mai puțin norocoși și lasă-le în cutia de colectare amplasată la ieșire. Banca pentru Alimente din regiunea ta le va prelua și distribui către cei care au nevoie să se bucure de masa de Crăciun. Lidl. Fapte pentru un viitor mai bun. Parcă aș bea un vin bun. Detectez note de vanilie și fructe negre. Ia, lasă visele și ia niște băuturi de cocktail. Cine bea carcalete de ăla? Ai tot ce-ți poți imagina în EMAG Drinks & Coffee Shop și în plus, minus 20% extra la o selecție de băuturi. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. EMAG. Are creștinismul rădăcini în ritualuri psihedelice? Aceasta este întrebarea la care își propune să răspundă Cheia Nemuririi, cartea bazată pe 12 ani de cercetare în peste 6 țări. Înarma cu arhivele Vaticanului, texte greco-romane și inovațiile arheochimiei, Brian Murărescu dezvăluie unele dintre cele mai convingătoare descoperiri care au apărut vreodată în căutarea sacramentelor originale ale civilizației occidentale. Cartea Cheia Nemuririi poate fi achiziționată pe editura herald.ro și în librării, citită de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute. L-am ca invitat pe Armand Goșu, care a mai publicat o carte, încă una, despre Rusia și Ucraina, Putin împotriva Occidentului, apărută la editura Polirom. Vorbeam înainte de pauză de alegerile de la noi și evocai, nu-i așa, discernământul electoratului și s-ar putea ca în pofida discernământului electoratului să ne trezim cu o cohortă pro-rusă foarte substanțială în Parlament. Doamne ferește, dacă asta s-ar părea că ne paște. Mult mai grav, evident, este ce se poate întâmpla în alte locuri pe planetă. Cu toții ne gândim la Statele Unite, cu un Trump care e foarte animat de o adevărată dorință de revanșă. Trump reloaded s-ar putea să fie mult mai periculos decât Trump în prima sa versiune. Bun, sigur, nu putem decât specula, nu știm ce se va întâmpla în primarele republicane, nu știm ce vor face democrații, mai e mult până atunci, dar e cert că Putin speră într-o victorie a lui Trump în noiembrie 2024. Absolut. Și de asta când sunt întrebat cât va dura războiul, nu știu, dar minim câtva, sigur până în ianuarie-februarie 2025, când viitorul președinte american își va lua împrimirea atribuțiile. Deci că va fi Trump, că va fi altcineva, speranța lui Putin, dacă se judec după
propaganda rusească ce ascult pe televiziunile moscovite se leagă de viitorul președinte american care să pună presiune. E o logică oarecum stranie, pentru că Putin și rușii spun că ei nu luptă cu Ucraina, ei luptă împotriva americanilor, ei luptă împotriva Occidentului. Acum, speranța lui Putin fiind aceea că americanii, nu, odată cu schimbarea de garniturii la Casa Albă, vor fi cei care îi vor da satisfacție, vor accepta un deal cu Putin. Acum, iar pot să accepți nu ca formulă de discuție orice, dar e greu de imaginat și că vine Trump și că vine altcineva din partea și că rămâne Biden, soluție de tipul ăsta. Convingerea mea este că Putin nu știe cum funcționează Occidentul, n-a înțeles niciodată cum funcționează Occidentul și că multe din temele vânturate de presa rusă, nu, cu înțelesul ăsta absolut straniu, că vine unul, întoarce mâna la spate celuilalt, că îi trage lui Zelenski una peste ceafă, Zelenski se duce și semnează exact. Nu funcționează așa. Dar deloc nu funcționează așa. E o chestie doar pentru campania electorală a lui Putin. Acum, și la americani, ca și la români, nu cred că e vorba de agenții ruși. Sigur că Rusia folosește nemulțumirea asta internă. Cred că e vorba de oameni care sunt profund nemulțumiți, sunt dezamăgiți, sunt frustrați, vor să-și ia revanșa. Nu? Și pe acest fond de electorat care votează împotriva puterii antisistem, cred că o să avem niște rezultate împotriva cursului de acum în România s-ar putea și împotriva partidului președintelui Biden și a sistemului așa cum este el înțeles establishmentul, împotriva establishmentului american, pentru că nu republicanii asta vin, sunt cei care contestă ordinea, sunt cei care contestă establishmentul. Asta se va întâmpla, e un risc foarte mare pentru Ucraina de aici, nu știm cum se va deconta el în Indo-Pacific. Primele alegeri la care eu aș fi atent sunt alegerile în Taiwan peste câteva săptămâni, ianuarie. Deci urmează până la sfârșitul anului viitor, începând cu ianuarie până la sfârșitul anului, nu cred că să alegi ultimele ar fi alegerile prezidențiale din România, împreună sau puțin decalate față de cele din Republica Moldova, cu mize enorme pentru întreaga regiune, dar mai cu seamă cu mize enormă pentru România. În același timp mă îndoiesc că nu Șoșoacă sau cineva poate să deraieze traiectoria României și să arunce în brațele Rusiei sau traiectoria Americii să o determine să abandoneze Ucraina și să o predea. Cu alte cuvinte, anul viitor vom avea, Armand Goșu, foarte mare nevoie de comentariile tale avizate, atât în emisiune, Rusia, invitat peste tot, evident, de asemenea la Casa Paleolog, unde ții cursuri de atâta vreme. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, ultima din acest an. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă urez Crăciun fericit și an nou cu bine. Să ne auzim la anul în ianuarie.